În cel mai profund stil epic pe care l-am consacrat la Survivor România, începe primul duel al primei zile de imunitate din săptămâna de Survivor de pe Marea Caraibilor. Protagoniștii sunt Dan Ursa și Camara. Atenție! 3, 2, 1! Camara și Dan Ursa, pe câte o plută fiecare, autopropulsare, iată-i, pe băieți. Sunt acolo, atenție amândoi, cum vor face parcarea, parcază primul. Camara însă, cel care o duce regulamentar este Dan Ursa, la înălțime, pe grilaj, pe suprastructura de lemn. Turmează această probă pe scrutinul de Dan Ursa, a dovedit că este foarte măiastru, a prins pește pentru tribul său, tribul războinicilor. În camp pe insulă, o face și acum, iată, i-a scăpat. A încercat să prindă acolo. Este un ansamblu cu carabină și o bilă în interior. De această bilă este prinsă o cheie. Va avea nevoie de cheie. Ambii băieți vor avea nevoie și Dan Ursa și Camara au pescuit în același timp. Săritură în apă! Dan Ursa de pe acea punte. Camara mai are puțin și desface și el cheia. Pe puntea îngustă este Dan Ursa. Dan Ursa ajunge la inelul cu care va amorsa acea punte longitudinală, dreptunghiulară. Iată și pe Camara în apă în acest moment. Va trebui să ajungă la cufăr așa cum face acum Dan Ursa. Încă puțin și desface Dan în acest moment. Iată cufărul. Din cufăr ies inelele, inele cu care va face aruncări și începe Dan Ursa. O prima aruncare și un băț este la sol. Sunt patru bețe. Desface puntea și Camara, dar trebuie să se întoarcă, o face acum, iată, i-a spus și Timoaia acolo. A făcut traseul regulamentar și Camara, în timp ce Dan Ursa a aruncat și a dobărât un singur băț, băț de circa un metru, care este la sol. Bine, Camara face și el aruncări, aruncă și ratează Dan Ursa. Aruncările cu mâna stânga lui Camara, una are succes, acum doboară un băț. Și Dan Ursa doboară al doilea băț, Dan Ursa, un băț doborât la Camara, al doilea băț doborât la Camara, două bețe doborâte și de Dan Ursa. O probă de final care are două etape. Întâi doboară această linie de bețe, patru la număr, și apoi trebuie să fixeze la aceeași tijă, mai doboară un băț. Dan Ursa, iată, doboară un băț și Camara, doboară Camara toate cele patru bețe. Doboară acum și Dan Ursa și plasează Camara fără probleme, fără drept de apel și direct la țintă. Și ultimul inel de care avea nevoie pentru a duce punct. 1-0 pentru Faimoși. Este, bă! Este, bă! Aici, la săritura, la săritura aia vinsă. La săritura aia vinsă, aici, în malul? Da, da, normal. Și n-ai pățit nimic? Nu, am flexat picioare. A fost noroc, asta e, haideți.